Bun găsit, prieteni! Mai am o temă interesantă care vreau să o discut în acest video, în special startul la moneta ADS Cash. Nu de mult pe e-mail am citit ultima scrisoare de la companie, unde este o scrisoare explicativă cu grafice care se arată cum va crește moneta în timp, în preț. Deci, uitați, a rămas o zi, 16 ore când fac acest video, practic primește miercurea, pe 5 aprilie, va da startul, când toți care s-au înregistrat vor putea cumpăra monete la cel mai mic preț. Deci, uitați-vă, la start, acum și să încarce. La start moneta va fi 2 cenți jumate. Acum uitați, deja s-a în aprilie, 5 aprilie. Undeva în iulie moneta va fi de 10 ori mai mare în preț, va fi 25 cenți. Iar în septembrie va ajunge în jur de 1 dolar. Și în noiembrie undeva va fi 2 dolari. Deci ce înseamnă 2 dolari? Deci, dacă luăm calculatorul, 2 dolari și împărțim la prețul ăla de pildă din start, cine va cumpăra cu 2 cenți jumate, să vedeți cât ori va crește prețul. Deci de 80 de ori va crește prețul. Deci asta ce înseamnă? Că amuia, cine va cumpăra monete, pildă, de 25 de dolari la 2 cenți jumate, iese că, pildă, dacă împărțit de 25 de dolari, împărțit la cât va fi o monetă, 2 cenți, deci putem cumpăra 1000 de monete. Am mai închipuiți-vă că ați cumpărat acum 1000 de monede cu 25 de dolari și le vor crește de 80 de ori. Adică 25 de dolari investiți acum, deci cu 25 de dolari eu cred că fiecare poate găsa asta, să nu-i suma aceea care poate face săraci. Demulțit la 80. În 9 luni eu. Și deci, cum să faci din 25 de dolari, 2000 de dolari? Deci asta e cea mai simplă schemă. Dar cine vrea, poate să iei de 100 de dolari și o să fac 8000 de dolari. Dacă luați de 200 de dolari, faci 16000. Deci închipuiți-vă ce șansă este acum. Și a rămas o zi. Și 16 ore până o să starteze. Deci uitați-vă, din start cine tot să cumpere cu 2 cenți jumate, el pe urmă se poate să vândă dacă va dori ce spuneți. Dar istoria poate să repete cu Bitcoin. Deci uitați-vă, până la anul nou el o să ajungă 2 dolari jumate. De 100 de ori. Deci asta în 9 luni. De 100 de ori va crește prețul. Adică ce înseamnă de 100 de ori? Închipuiți-vă că la bancă puneți amoi 100 de dolari la procente. Ea o crește cu 10-5% undeva pe an. Și aici de 100 de ori poate crește. Adică ideea că 100 de dolari să nu-i suma cei care vă poate face sărac. În schimb, dacă de riscat, deci risc peste tot este, dar riscul acesta se merită că el poate să vă facă de 100 de ori mai bogat. Și deci, ce trebuie făcut acum? Să vă pregătiți banii în Bitcoin. Că aici prin Bitcoin se va face plată. Deci numai după Bitcoin. Card, Visa, Mastercard nu putem folosi. Alte sisteme electronice nu vom putea folosi, doar Bitcoin.
Pentru asta vă recomand să faceți înregistrare pe blockchain. Uitați cum sună blockchain.info. Apăsați pe a crea portofel și vă faceți. Acesta e cel mai răspândit, adică sunt 8.000 de portofele. Se deservește în 120 de țări, adică este accesibil acest site. Mai este a doilea site unde se poate deschis portofel Bitcoin. Se numește coinbase.com, doar că e în 33 de țări, deci acesta de 4 ori mai puțin răspândit. Deci trebuie să vedeți dacă el merge în țara în care sunteți. Nu peste tot merge coinbase. Și deci aici trebuie de alimentat cu suma care v-ar permite măcar 1000 de monede cumpărați. Deci eu vă recomand cel puțin măcar 25 de dolari să gătiți. Ca mâine când o să fac video cum cumpărăm monete, să puteți face sfiță operativ, că el o să crească în preț moneta. Poate fi unele probleme că e startul. De obicei, știți, când se deschide ceva, poate să nu fie încă reglat, poate să se... să fie foarte multe lume care vrei să intre și să nu reziste site-ul. De ce o să fie situația poate complicată, dar până la urmă cât că o să fie real de cumpărat printre primii. Și... încă după marketing, aici se recomandă măcar 1000 de monete să ai cumpărate și atunci ai bonusul la maxim din referal. Deci așa o să ai 10% din referal. Dacă nu ai 1000 de monete, o să ai 5% doar. Vrei, nu vrei, trebuie de luat 25 de dolari monete. Și apoi de vândut când o să crească prețul lor. Se poate o parte de vândut, o parte de mai lăsat, căci acum care avem ca 200 monete, ele vor valoriza undeva 2 dolari jumate de start. Deci n-are rost de vândut, că aici se va putea discos bani de la 25 de dolari, tot minimul care va fi. Deci cel puțin măcar de 10 ori să crească în preț, atunci o să puteți să le vindeți, dacă o să doriți cele 100 de monete care le-ați primit ca bonus. Dar eu recomand să cumpărați încă și monete, că cum am spus din ultima scrisoare, după grafic care de dezvoltare care se vede, se planifică prețul, deci uitați cum el crește și deja din scunde bara asta, nu merg. Din iulie, undeva el o să fie deja. De 10 ori în preț. Prin august. De 30 de ori. Și cum am spus. Prin noiembrie, decembrie va fi 2 dolari jumate. Asta în cel mai rău caz, eu am făcut calcul, deci poate să fie și mai repede. Cam asta ce am vrut să spun, ca să gătiți banii și să fiți gata de start. Numai bine.